Bună! Am dat o comandă la Yves Rocher și m-am gândit să fac și un unboxing. Nu mai știu sigur dacă am mai filmat alte comenzi la Yves Rocher până acum. Eu pun destul de rar comenzi la ei și de fiecare dată îmi comand doar mie produse. La fel și acum am o comandă mică de 150 de lei și am pus doar produsele de care am eu nevoie. Vine așa, am aici cu niște hârtie de protecție și fac zgomot cu ea. Aici am factura și așa arată colețelul. V-am zis, sunt doar produse pentru mine plus cadourile care le-am primit de la ei. Am pus comanda pentru acest șampon împotriva căderii părului. Dacă urmăriți, știți că eu îl tot folosesc. Îmi place foarte mult. Am renunțat un pic la el pentru că am vrut să încerc șamponul acela de cal. Am tot auzit că este foarte bun și ajută la problemele căderii părului, dar pe mine nu mă ajută absolut deloc. M-am spălat o lună sau două, nu mai știu sigur, cu el și a început să mă mănânce scalpul foarte tare și părul îmi cade mult mai mult ca înainte. Nu știu, poate pur și simplu nu mi se potrivește mie, dar ăsta de la Yves Rocher este foarte bun, îmi curăță sebul mult foarte tare pentru că mi se îngrașă rău părul și am observat că nu mai cade chiar așa de tare. Tot îmi cade, dar nu așa tare și regenerează foarte bine părul și îmi place foarte mult, vi le recomand și vouă. Eu mi-am comandat 4 ca să-l folosesc doar pe el. Folosit în timp, să știți că are un efect ca chiar bun. 18 lei a costat un șampon din acesta și are 300 de mililitri. Mi-am mai comandat acest gel de duș. Nu. Asta este să pun lichid cu mango și coriandru. Nu am folosit până acum săpunuri lichide de la ei. Acum mi-am cumpărat prima dată. El are 190 de mililitri și costă în jur de 12 lei, cred. Poate este un picuț cam scump având cantitatea asta mică, dar eu chiar am vrut să-l încerc. Mi-am comandat și acest gel de duș cu magnolie la 200 de mililitri. Aroma asta n-am mai încercat-o până acum și eram curioasă de ea. Mi-am comandat și două creme de mâini. Ele arată așa. Și astea îmi par un pic cam scumpicele. Au doar 30 de mililitri și au costat 12,50 lei, cred, sau 13 lei. Mi-am luat pe aceasta cu zmeură și mentă, este aroma mea preferată și o mai am pe aceasta cu vanilie. Și eu mi-am mai cumpărat acest gel de curățare pentru față. Eu l-am primit odată într-un swap, într-o cantitate micuță și mi-a plăcut foarte mult și chiar am vrut să mi-l comand din nou. Cred că este exact același, dar sincer nu mai știu sigur dacă e cel care l-am primit eu, dar acum o să văd. Cred că o să-l cunosc după miros. Să văd. Nu știu sigur. Probabil nu este chiar acela, dar vreau să-l încerc și sper să fie bun. Eu îl folosesc doar pentru curățarea feței când mă spăl. Nu prea folosesc machiaj și mai folosesc și toner din când în când, dar nu pentru machiaj, doar așa să-mi curăț fața. Și au mai rămas doar cadourile. Am primit acest parfum Neroli. Puteam să-mi aleg dintre 10 produse, erau 3 parfumuri acolo și alte creme de față, alte produse. Eu oricum îmi doream un parfum. Celelalte două care mai erau le-am avut. L-am ales pe ăsta pentru că nu l-am mai avut niciodată. Încerc să desfac și sticluța să vă arăt cum arată. Îmi cer scuze că fac zgomot acum. Așa arată parfumelul. Are 50 de mililitri.
și chiar îmi place cum arată. Sunt curioasă să văd și cum miroase. Da, are un miros foarte fresh. Eu îmi aduc aminte că am avut mai de mult parfumerul acesta la 30 de mililitri și mi-a plăcut mult, dar de câțiva ani eu nu l-am mai văzut în catalog. Mă gândeam că poate ăsta o să fie alt parfum, dar este același și chiar îmi place foarte mult. Este foarte fresh și eu zic că este potrivit vara. Și aici am mai primit încă un set. Am primit această apă micelară calmantă. Eu nu știu dacă o să o folosesc pentru că v-am zis nu prea mă machiez decât foarte rar, dar posibil o să o fac cadou cuiva. Și am mai primit o cană care vreau să văd dacă pot să o desfac să vă arăt și vouă. E mai greu cu o mână, dar încerc să mă descurc. Sunt curioasă și eu să văd cum arată și vreau să vă arăt și vouă. După cum am zis, eu nu prea pun comenzi la Ivroșe, pentru că îmi pun doar când am eu nevoie. Așa arată cana. Mie îmi plac cănile foarte mult și asta arată tare drăguț. Îmi place că este albastră. Albastru și roz sunt culorile mele preferate. Arată drăguț și mă bucur să o am acolo. Deja am făcut o colecție de căni. Pentru că în swap-urile care le fac, fetele îmi pun și câte o cană și chiar mă bucur să am încă una. Nu beau din ele, pur și simplu le păstrez acolo pentru că îmi plac foarte mult. Și cam asta a fost comanda mea. Aici mai am doar următorul catalog, care arată așa. Și cam atât. Sper să vă placă și acest filmuleț. Nu știu dacă și voi folosiți produse de la Yves Rocher. Mie îmi plac foarte mult, ce drept sunt un picuț mai scumpe, dar sunt destul de bune și eu sunt mulțumită de ele. Până la următorul filmuleț, vă pup și vă doresc numai bine. Pa, pa!